Fiecare firmă din România are propria ei pagină în portalul nostru. Găsiți aici toate informațiile de care aveți nevoie atunci când vreți să verificați o companie. Una din provocările noastre de-a lungul timpului a fost să structurăm și să simplificăm cât se poate de mult cantitatea foarte mare de informații pe care o prelucrăm. Rezultatul a fost această pagină pe care ne-am structurat-o în 5 secțiuni mari. Date companie, asociați și administratori, informații specifice, informații financiare și informații juridice. Imediat ce ați accesat pagina firmei, sistemele noastre se conectează la sursele oficiale de date și verifică dacă informația pe care o avem și o afișăm în acest moment este actualizată. Pentru fiecare set de date, vă este afișată și data ultimei actualizări în sursa oficială, iar în eventualitatea în care detectăm modificări, aveți opțiunea să actualizați pagina astfel încât să afișeze noile informații. Secțiunea rapoarte disponibile vă dă posibilitatea să generați rapoarte PDF, RECOM și CIP. Rapoartele PDF se pot descărca și în limba engleză. Și în plus, dacă nu doriți toate informațiile și doar anumite secțiuni, acesta poate fi personalizat conform criteriilor dumneavoastră. Atunci când vrem să accesăm o secțiune specifică, o putem face folosind meniul din partea stângă. Alternativ, informațiile sunt afișate pe măsură ce accesăm pagina firmei. Avem profilul companiei, date de contact, punctele de lucru, datele fiscale de la ANAF, inclusiv dacă aplică sau nu aplică split TVA, obligațiile restante, asociații și acționarii, persoanele autorizate, conexiuni cu alte firme ale acționarilor sau ale administratorilor, graficul de acționari, acesta poate fi salvat, conexiuni firmă. Aici avem persoanele fizice și juridice care au fost detectate în mențiunile din monitor oficial partea 4 ca aparținând firmei pe care am verificat-o. Aceste persoane pot fi foști acționari, foști administratori sau persoane din conducere. Pentru identificarea corectă a relațiilor cu firma respectivă, vă rugăm să vizualizați mențiunile relevante. Ultimele alerte. Arhiva electronică a garanțiilor imobiliare. Centrala incidentelor bancare. Nu avem verificări pentru această companie, dar se pot genera. Achizițiile publice. Datele financiare. Productivitatea angajaților. Lichiditatea curentă și imediată. Solvabilitatea și gradul de îndatorare, solvabilitatea patrimonială, marja profitului brut, marja profitului net, randamentul activelor și a capitalurilor, vânzările raportate la active și structura acestora, gradul de capitalizare, viteza de rotație a stocurilor, durata de încasare a creanțelor și viteza de rotație a furnizorilor, durata ciclului de conversie a numeralului, capitalul de lucru, capitalul permanent și limita de credit. Scorul de insolvență este calculat folosind o metodă derivată din Altman. Evoluția cotei de piață comparativ pe județ sau pe țară. Agregarea cifrelor de afaceri. Evoluția firmelor în funcție de domeniul de activitate. Topul pe țară și pe județ. Mențiunile din monitor oficial partea 4. Dosarele de instanță, dacă avem, și mențiunile din bulletinul procedurilor de insolvență.